cred în educație în educație fizică și sport cred Să învățăm aruncarea la coș din deplasare, dribling sau alergare. Basket Tema se adresează clasei a 6-a. Competența generală numărul 2, utilizarea achizițiilor specifice educației fizice și sportului în vederea propriei dezvoltări fizice armonioase și a capacității motrice, respectiv competenței specifice 2-4, aplicarea procedelor tehnice de bază în acțiuni tactice specifice disciplinelor sportive studiate. Jocul sportiv în școală are o importanță deosebită deoarece prin intermediul acestuia se poate asigura o atractivitate crescută lecției. Se poate aborda un singur joc sportiv pentru toată clasa sau se pot aborda două jocuri sportive, unul pentru fete, unul pentru băieți. Conform normativului de dotare minimală pe unitate de învățământ la disciplina educație fizică și sport clasele 5-8 sunt necesare 6 mingi. Locul în lecția de educație fizică și sport este după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor, dezvoltarea calităților motrice, viteză sau îndemânare, capacități coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența evaluării continue formative. Procesul de evaluare va ambina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. Jocul sportiv. Evaluare. Conform sistemului de evaluare pentru învățământul gimnazial, în cazul jocului sportiv se vor urmări o structură tehnică și joc bilateral. Cadrul didactic va preciza la începutul fiecărui an școlar structura tehnică la care vor fi evaluați elevii. Aceasta cuprinde sub forma unei acțiuni cursive câte un procedeu specific de manevrare a mingii, de deplasare cu obiectul de joc în relație cu partener, și un procedeu specific de finalizare. Jocul bilateral cuprinde reprize în condiții regulamentare și va fi arbitrat de cadrul didactic. Se evaluează respectarea responsabilităților postului repartizat în echipă, eficiența participării în fazele de atac și apărare, colaborarea cu coechipierii, contactul regulamentar și respectul față de adversari, acționarea conform prevederilor regulamentare. În clasa 6, programa școlară prevede învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice baschetului și anume Prinderea, ținerea, protecția și pasarea mingii cu două mâini de la piept, de pe loc și urmată de deplasare. Oprirea în doi timpi. Pivotarea liberă și în relație cu un adversar. Structuri de deplasări specifice în pozițiile fundamentale, în apărare și în atac. Aruncarea la coș din dribling. Marcajul adversarului cu și fără minge. Demarcajul, pătrunderea, depășirea, acțiunea tactică dă și dute. Sistemul de apărare om la om în jumătatea proprie de teren, acțiuni tactice specifice așezării în atac, variante de joc cu temă, cunoștințe privind regulile de joc teren, durata atacului și informații cu caracter sportiv. Jocul sportiv basket, în limba engleză basketball, basket coș, bol, minge. Minge la coș. Se joacă între două echipe de 5 jucători. Scopul fiecarei echipe este să introducă mingea în coșul adversarilor și să încerce să împiedice cealaltă echipă să înscrie. Terenul este un dreptunghi cu o lungime de 28 de metri și o lățime de 15 metri. Echipa în atac este echipa cu roșu și echipa în apărare este echipa cu albastru. Zonele de restricție. Sunt suprafețe dreptunghiulare trasate pe terenul de joc, delimitate de liniile de fund, prelungirea liniilor de aruncări libere și de liniile care pornesc de la linia de fund. Linia de aruncă liberă trebuie trasată paralel cu fiecare linie de fund. Marginea exterioară trebuie situată la 5,80 m de la marginea interioară a liniei de fund și trebuie să aibă o lungime de 3,60 m. Zona semicercului No Charge este marcată pe terenul de joc cu scopul desemnării unei zone specifice pentru interpretarea situațiilor de forțare-obstrucție care se produc sub coș. Linia aruncărilor de 3 puncte este situată la 6,25 m. Instalațiile coșului de basket. Panourile, coșurile cuprinzând mecanismul pentru diminuarea presiunii, inelele și plasele, structura de susținere a panourilor, inclusiv capitonajul. Inelul se găsește la o înălțime de aproximativ 3,05 m. Panoul are lungimea de 1,80 m și lățimea de 1,05 m. Inelul are diametru de 45 cm, o mince de basket are diametru de 24 cm și cântărește între 0,57 și 0,62 kg. Există diferite dimensiuni în funcție de categoria de vârstă și gen, feminin sau masculin. Aruncarea la coș. Concretizează scopul final al jocului de basket și anume înscrierea de puncte. Oferă cea mai mare satisfacție oricărui elev, indiferent de valoarea lui. Trebuie să aibă o justificare tactică a procedeului tehnic ales în funcție de poziționarea adversarilor. Reușita aruncării la coș depinde de Însușirea corectă a mecanismului de bază a fiecărui procedeu tehnic, distanța și unghiurile optime de aruncare față de panou, traiectoria și viteza imprimate mingii, prezența și acțiunile adversarului. Clasificarea aruncărilor la coș. Din punct de vedere al poziției elevilor, de pe loc din alergare precedată de prinderea mingii din pasă precedată de prinderea mingii din dribling, aruncări din săritură. Din punct de vedere al distanței, aruncări din apropierea coșului, sub 2 metri, aruncări de la semidistanță, 2-5 metri, aruncări de la distanță, peste 5 metri. Din punct de vedere al execuției, cu o mână, cu două mâini, cu panoul, aruncări la coș cu inelul, directe, procedee de bază, procedee speciale. Aruncările la coș din deplasare pot fi din alergare, din dribling. Mecanismul tehnic cuprinde alergarea sau driblingul în alergare, prinderea mingii cei doi pași de a zborul și aterizarea, ca utilizare tactică sunt folosite ca finalizări din apropierea coșului sau de la distanțe mici și ca urmare a unor acțiuni tactice individuale sau colective. Mecanismul tehnic. Din dribling în alergare, Level va da un impuls mai puternic mingii la ultima bătaie în sol pentru a avea posibilitatea să efectueze o pășire mai lungă. 1. Impulsia mai puternică a mingii în sol, coordonată cu această pășire mai lungă, permite ca mingea să poată fi ușor prinsă cu două mâini și adusă spre piept. 2. Primul pas va fi mai lung pentru a depăși un adversar sau a câștiga teren. 3. Alergarea este continuată cu a doua pășire pe celălalt picior, care la contact cu solul are rolul de a bloca și frena viteza pentru ca, prin rularea călcăi talpă vârf, aceasta să fie transformată în forță de ridicare în săritură. 4. Desprinderea de sol este ajutată și prin pendularea din apoi spre înainte și în sus a genunchiului celuilalt picior, cu ducerea coapsei acestuia până la orizontală. Corpul și piciorul de bătaie se extind Mișcarea de aruncare fiind începută de braț prin ducerea mingii deasupra capului în dreptul frunții, brațul formând cu antebrațul un unghi drept, 5. Aruncarea la coș este executată în punctul maximal al săriturii, corpul fiind întins, brațul orientat pe direcția aruncării, mingea părăsind mâna ca urmare a unui ultim impuls dat prin flexia palmară a articulației pumnului. 6. Aterizarea se face pe ambele picioare și, pe cât posibil, cât mai aproape de locul de desprindere în săritură. Aceasta pentru ca elevul, în caz de nereușită a finalizării, să poată participa la recuperare. 7. Indicații metodice. Primul pas va fi mai lung, al doilea va fi mai scurt, așezarea tălpii pe sol se va face printr-o bătaie puternică din care se rezulte o desprindere pe verticală. Drumul descris de braț va fi pe lângă ureche, în sus și puțin înainte pentru a imprima traiectoria necesară. Efortul final în aruncarea la coș se va face din articulația mâinii pentru a asigura o direcționare corectă a mingii spre inel. În timpul aruncării, privirea elevului va fi îndreptată spre reperul de pe panou sau inel. Aterizarea trebuie să fie cât mai stabilă pe ambele picioare pentru ca elevul să poată participa la alte acțiuni de joc. Metodica învățării Exerciții imitative fără minge Alergare desprindere pe un picior, lovirea cu palma mâinii opuse piciorului de impulsie a unui obiect suspendat. Alergare desprindere prin impulsia pe piciorul stâng sau drept și aterizare pe ambele picioare. Imitarea tehnicii de execuție a aruncării la coș din alergare, cei doi pași de desprindere, aterizare pe două picioare. Imitarea completă a procedeului de aruncare la coș din deplasare. Exerciții pentru învățarea anuncării la coș din deplasare cu minge. Acestea se vor executa cu bătăie pe piciorul stâng sau drept pentru dreptaci, respectiv stângaci. Exercițiile vor fi executate inițial fără adversar, apoi cu adversar pasiv și în final cu adversar activ. Greșeli frecvente. Nu se respectă regula pașilor, elevul executând mai mult de două pășiri cu mingea în mână. Genunchiul de pe partea brațului de aruncare nu este pendulat corespunzător, fapt care determină o desprindere insuficientă. Brațul de aruncare nu se întinde complet, iar palma nu imprimă mingii impulsul final. Slaba coordonare dintre lucrurile picioarelor și al brațului de aruncare, care determină o dezechilibrare și aterizare pe un singur picior. Am văzut aruncarea din alergare, iată aruncarea din dribling, fentă de depășire, dribling și aruncare la coș. se observă o bună pendulare a piciorului, în acest caz adversar pasiv și adversar activ. Mulțumiri elevilor de la Clubul Sportiv Fly OC Constanța, îndrumați de profesorii Cătălin Oprea și Cristian Cocuz. Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred.